Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baiaț de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vom crea o carte digitală cu ajutorul aplicației FlipSnack. Deschidem aplicația www.flipsnack.com și începem să creăm această carte digitală. Pot la aplicație, mă voi conecta cu contul Google ori cu Facebook. Prefer să aleg contul Google, acela de școală. Rolul meu, am ales rolul de profesor în situația aceasta și mă conectez la contul meu din FlipSnack. Pot face anumite setări aici ale contului meu și am intrat pe FlipSnack. Sunt prezentați aici pașii pe care trebuie să-i parcurg pentru a crea o publicație. Și anume, voi putea încărca un material PDF pe care îl am deja scris. Aleg tipul de carte pe care care îmi place să-l prezint. Pot să public această carte, să o vadă deci toată lumea, sau pot să o trimit numai persoanelor pe care le aleg eu. Să trimit deci publicația numai anumitor persoane, îmi spune aici. Așadar, încarc fișierul pe care eu îl aleg din calculator. O să aleg un fișier anume, disertație. Este lucrarea de master pe care am prezentat-o anul acesta și vreau să creez o carte digitală din ea. Următorul pas. Așadar, încarc documentul. Aleg. Fac anumite setări. Cum să apară paginile în mod clasic, modern sau un alt mod? Un background color să fie sau pot să aleg culoarea. Eu am ales aici o culoare verde-albastru, așa. Și alte setări pe care le doriți. Setările acestea care conțin această coroniță pe aici sunt contra cost. Și n-am să le aleg pe ele. Așadar, încep să deschid cartea mea. O să vedeți, se derulează paginile într-un mod anume, dar asta numai după ce creați dumneavoastră cartea și veți da setările pe care le doriți. O să vedeți cartea cu paginile toate, cele două pagini, ca și cum aș deschide orice carte. Observați paginile cărții. Sunt întrebată acum, bineînțeles, lucrarea avea mult mai multe pagini, am deschis numai câteva. Lucrarea se numește disertație master și numele meu. O scurtă descriere, activități de învățare online, am spus. Dacă doresc să fie public, dacă doresc să o trimit anumitor persoane și cu o parolă să o deschidă. Așadar, cartea poate fi contra cost dacă ofer aceste parole contra cost. O să optez să o public. O am aici. Am creat-o în data de 17 august, spune, 2021. Se numește disertație master Baiaț Mândița. Și o am între toate documentele mele, toate publicațiile mele aici. Pot să o redenumesc, pot să revin la editarea lucrării. Așadar, aceasta este lucrarea pe care o prezint eu. Observați prima pagină, coperta. Vă mulțumesc și succes în activitatea didactică!